Salut, dragi prieteni! Vă invit să desfășurăm lecția de matematică. Eu, învățătoarea voastră, Maia Șeitan. Astăzi, continuăm să culegem roadele pe care le-am semănat la lecțiile precedente. Să începem! Soarele este ținut în prinsoarea norilor. Ca să-l salvăm, ca să-l eliberăm, trebuie să rezolvăm exercițiile de la ecran. Hai să găsim produsul numerilor 40 și 8. 40 înmulțit la 8 este egal cu, corect, 320. Jumătatea numărului 280. Jumătatea. Bravo, 140. 127 împărțit la 6 este egal cu 20, rest 7. Ce zice, adevărat sau nu? Putem să verificăm. 20 înmulțit la 6 e 120, plus restul 7 e 127. Bravo! M-au bucurat acei care au văzut că exercițiul este rezolvat greșit, pentru că restul 7 este mai mare decât împărțitorul. 7 trebuia coborât și împărțit la 6 și obțineam 1, deci am 21, rest 1. Ce zici despre A împărțit la A este egal cu cât? Dacă A este un număr, împărțit la el însuși, cât obțin? Bravo, 1. Află triplul numărului 30. Bravo, 90. 480 conține câte 10? Judic așa, 400 conține 40 de 10, 80 conține 80, deci am 48 de 10. Soarele bucuros vă dorește pentru astăzi o zi productivă în care să învățați multe lucruri noi, pentru că un copil crește doar atunci când învață. Deschide manualul de matematică la pagina 104 și găsește exercițiul 6. Află numărul care, deci țelul și citim împreună, împărțit la 3 de câtul 45 și restul 2. Deci număr împărțit la 3 este egal cu 45, rest 2. Îți amintești cum se află de împărțitul? 45 înmulțit la 3 și plus restul 2. Deci îți luăm manual și citim. B. Împărțit la 6 dă câtul 104 și restul 5. Iată, număr împărțit la 6 obții 104, rest 5. Iarăși, cum se află din împărțitul? 104 înmulțești la împărțitorul 6 și plus restul. Astfel afli de împărțitul. Deci țelul. Ce? Împărțit la 9 dă câtul 80 și restul 7. Deci un număr împărțit la 9 este egal cu 80, rest 7. După analogie, adică asemănător, de împărțitul se obține așa. 80 înmulțit la 9 și plus restul 7. Ai înțeles, ți-ai amintit, mai bine zis, cum se află de împărțitul? Acum butonează pauză, scrie în căițelul tău data, 5 aprilie, temă la distanță, exercițiul 6. Și scrii la tine în caiet doar exercițiile din chenarul galben, exercițiile în care am aflat de împărțitul. Scrii și calculezi. Este bravo, ai revenit. Și continuăm cu exercițiul 9. Hai să găsim exercițiul 9. Citim împreună sarcina. Descoperă regula și completează fiecare șir. Să fim atenți la șirul A. Lipsește primul și ultimul număr. Hai așa să judecăm. De la 4 la 16 și apoi la 64. Am un șir crescător, deci pot utiliza sau adunarea sau înmulțirea. Atunci numerele se măresc. Hai să vedem.
adunare de la 4 la 16, 4 plus 12. Dar 16 plus 12 nu se potrivește, pentru că nu-i 64. Înseamnă că trebuie să utilizez înmulțirea. Hai iarăși să mă gândesc. 4 ori cât e 16? Așa, 4 ori 4. 16 mulțit la 4, 10 ori 4, 40, 6 ori 4, 24, obțin 64. Aha! Deci regula de completare a șirului este înmulțit la 4. Dar pentru a afla primul număr, prin operația inversă, împărțit la 4. Am șirul B, îl cercetez în manual. 256, 128, 64. Deci, este un șir descrescător, deci poate fi obținut sau prin scădere, sau prin împărțire. Dacă mă uit atent, prin scădere, 256 minus 128 e 128, dar 128 minus 128 nu e 64, deci scăderea nu merge. Dacă m-ai ascultat atent, ai înțeles că, sau ai văzut posibil că este vorba despre împărțirea, despre împărțirea la 2. 256 împărțit la 2 e 128, 128 împărțit la 2 e 64, 64 împărțit la 2 vei obține numărul următor, iar primul număr se obține prin operația inversă, adică prin înmulțit la 2, 256 înmulțit la 2. Am șirul al treilea, șirul C. Aici se vede destul de ușor. 270, 90, 30. Te gândești așa, 27, 9, 3. Ai simțit că este vorba despre împărțirea la 3, bravo! Și deci 30 împărțit la 3 obții ultimul număr, iar primul prin operație inversă, prin înmulțit la 3. Și ultimul șir, atenție! 30, 90, 150. Aici trebuie să găsești doar ultimul număr, nu și primul număr, chiar dacă în manual tot ai o pătrățică goală. 30, 90, 150. Nu sunt rezultatele nici a unei mulțiri toate. Deci, respectiv, mă gândesc la adunare. 30 plus 60, 90. 90 plus 60, 150 și îți rămâne să aduni 60 ca să obții ultimul număr. Pune filmulețul pe pauză și lucrează exercițiul 9. Dacă ai o problemă, mai ascultă încă o dată explicațiile mele. Bucuroasă să știu că ai reușit și continuăm problema 11a. Găsește, te rog. Rezolvă problemele cu plan și prin exercițiu. Problema A o citim împreună. Pentru capitonarea unei uși, capitonarea asta înseamnă ușa o învelește cu un material anumit. Deci, pentru capitonarea unei uși, un meșter a folosit 35 de cuie. I-au rămas de 3 ori mai multe cuie decât a folosit. Câte cuie a avut meșterul la început? Pune pauză și citește problema de atâtea ori de câte ori ai nevoie ca să o înțelegi. Ai înțeles? Continuăm. Aceasta este schema și hai să citim schema. A avut, a folosit și i-au rămas, sunt cuvintele cheie, a avut nu știu câte cuie. A folosit 35 de cuie și i-au rămas de 3 ori mai multe decât a folosit. Respectiv, întrebarea este câte cuie a avut meșterul la început. Este o problemă din clasa 1 și știm că pentru a afla câte cuie a avut meșterul la început, trebuie să utilizez adunarea, trebuie să adun cuiile care le-a folosit cu cuiile care i-au rămas și aflu câte a avut. Pot aduna? Da, hai să-mi spui deodată că nu pot, pentru că nu știu câte cuie i-au rămas. Deci, în prima operație vei afla câte cuie i-au rămas. Și dacă au rămas de 3 ori mai multe, vei folosi operația de înmulțire, corect. Apoi, în a doua operație, vei afla câte cuie a avut. Am zis, aduni cuiile pe care le-a folosit cu cuiile care i-au rămas și obții cuiile pe care le-a avut la început.
Eu ți-am scris doar planul. Tu scrii planul, iar mai jos exercițiul de rezolvare. Pune pauză și apoi revii. Ai aflat câte cui a avut la început, dar nu uita că mai jos trebuie să rezolvi și printr-un exercițiu, adică cele două operații de mai sus le unești într-un exercițiu. Lucrează. Pentru ca să te verifici tu pe tine, ți-ajut să-ți spun că la răspuns trebuia să obții 140 de cuie. Ai obținut? Bravo! Mă bucur! Dacă ești atent, problema continuă cu un punctișor albastru. Ia, hai să citim ce ne întreabă. Cu cât mai multe cuie au rămas decât au fost folosite? Întrebarea cu cât? Au rămas toi aflat în prima operație, au fost folosite 35. Mă întreabă să compar cu cât mai multe cuie au rămas decât au folosit. Ții minte, pentru a compara cu cât utilizez screderea, bravo, pune și tu un punctișor și compară cu cât mai multe au rămas decât a folosit. Bravo, mă mândresc cu tine! Continuăm cu o activitate independentă, unde va trebui să lucrezi problema 11b și exercițiul 14. Dar fii atent la explicațiile mele. În problema 11b, hai de pe jos să o citim împreună. Un sticlar, cel care face obiecte din sticlă, a fabricat în total 140 de pahare și vaze. Află câte cutii va completa cu câte 6 pahare dacă se știe că a fabricat 12 vaze. Pune pauză și citește tu problema de multe ori ca să o înțelegi. Te va ajuta să rezolvi problema și schema. Pahare, nu știu câte, vaze 12. Pahare și vaze împreună sunt 180. Întrebarea este câte cutii cu câte 6 pahare are? Adică, întâi vei afla câte pahare sunt, din 180 scazi vazele și îți rămân paharele, apoi împarți paharele în 6, pentru că le-au pus câte 6 în fiecare cutie, le împarți la 6 și la răspuns trebuie să obții 28 de cutii. Dacă nu ai înțeles ceva, mai ascult încă o dată explicațiile mele. Apoi, după ce termin de rezolvat problema, ai exercițiu 14, sunt niște ecuații, eu îți propun să rezolvi doar primele două, A și B, și vezi că în ele nu cunoști termenul 2 sau termenul 1. Ții minte cum afli termenul necunoscut. Așa, termenul necunoscut se află prin scădere. Spor la muncă, după aceea vei reveni. După o muncă atât de grea, nu-mi rămâne decât să-ți dau tema pentru acasă. În caietul elevului, la pagina 27, este exercițiul 1 și exercițiul 2, la pagina 28, atenție, zice să calculezi în coloniță și ai spațiul lăsat pentru asta. Spor la muncă, aștept lucrările voastre.